Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 23 aprilie pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Printre numeroasele locașuri de cult care și-au sărbat joia aceasta ocrotitorul, se numără și paraclisul istoric al reședinței patriarhale din București. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Prezent la hram, preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat un cuvânt de învățătură. Preafericirea sa a vorbit despre viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Sfântul Gheorghe a primit o educație aleasă, mai ales de la mama sa, care era o creștină foarte evlavioasă și milostivă. Și după moartea tatălui său, care a fost ostaș în Armenia, mama s-a hotărât să meargă împreună cu fiul ei, Gheorghe, în Palestina, probabil la Lida, unde avea rude și foarte multe averi. Copilul a crescut, a devenit un om foarte sprinten și foarte vrednic, cu virtuți morale deosebite, pe care le-a inspirat mama sa și credința în Hristos. A ajuns să fie repede cunoscut, încât a devenit comandant de oști și ofițer în garda împăratului roman Dioclețian. În timpul persecuțiilor împotriva creștinilor declanșate de împăratul Dioclețian, Sfântul Gheorghe a refuzat să se lepede de credința sa. În pofida chinurilor, nu a cedat și în final a primit moarte mucenicească prin tăierea capului. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut, deci, o credință puternică, un curaj deosebit în a mărturisi credința și o evlavie deosebită. El a simțit că toate necazurile, chinurile, suferințele te poate birui numai cu ajutorul lui Hristos, în care El crede și pe care El îl iubește și îl slujește. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a devenit popular în toată lumea, iar la noi în țară, peste 1 milion de români, bărbați și femei, poartă numele Sfântului Gheorghe, femeile Georgeta, Gherghina și alte derivate. O cinstire deosebită a fost dată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și de domnitorii români. Ștefan cel Mare a imprimat chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe pe steagul său de luptă și a trimis un astfel de steag la mănăstirea Zografu, în muntele Athos, care este cea mai importantă titorie a lui Ștefan cel Mare, pe care el a făcut-o în Sfântul Munte Athos. Acest sfânt ocrotitor era cinstit atât de mult, încât dintr-o rugăciune pe care Ștefan cel Mare a poruncit să fie înscrise pe steagul său de luptă, în anul 1500, în al 43-lea an al domniei sale, se vede o relație foarte intimă, apropiată, între domnitor și sfântul său ocrotitor. Această rugăciune are următorul conținut: O luptătorule și biruitorule mare Gheorghe, în nevoi și în nenorociri, grabnic ajutor și cald sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește această rugăciune a smeritului tău rob, eu Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul țării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în lumea aceasta și în cea de apoi, ca să te preaslăvim în veci. Deci, această rugăciune înscrisă pe steag arată o evlavie deosebită a lui Ștefan cel Mare față de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, pentru că a simțit adesea pe câmpul de luptă ajutorul Sfântului.
Sfântul Gheorghe este și ocrotitor al forțelor terestre ale armatei și numeroase toponime îl păstrează în memoria poporului român. Sfântul Gheorghe, fiind ocrotitor al armatei în Moldova, cu timpul a devenit ocrotitor al întregii armate române, încât astăzi Sfântul Gheorghe este cinstit sau prăsuit și ca ocrotitor al armatei române, a trupelor terestre. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că popularitatea lui se vede și în numele unor orașe cum, sau localități, cum este orașul Sfântul Gheorghe, Sfânt George, Sfânt Georgiu sau Giurgiu. Și unul din cele trei brațe ale Dunării se numește Sfântul Gheorghe. Deci există o mulțime de biserici și mănăstiri cu hramul Sfântului Mare Muncenic Gheorghe, iar poporul are o deosebită evlave, fiindcă simte ajutorul lui. De asemenea, Sfântul Gheorghe este considerat ocrotitorul a 12 țări, dar și a multor alte provincii și regiuni. Paraclisul istoric al reședinței patriarhale l-a luat de asemenea ca ocrotitor. Deși la început hramul acestui paraclis era Sfinții Împărați Constantin și Elena, deoarece construcția lui a început odată cu catedrala, pe timpul domnitorului Constantin Cerban Basarab Voievod, totuși mai târziu finalizarea și consolidarea lui s-a făcut de către domnitorul Gheorghe Duca. Și de aceea, hramul principal acum este Sfântul Mare Muncenic Gheorghe. Dar la intrare în paraclis se vede încă icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena. De asemenea, în 1723, când a fost restaurat, el a mai primit hramul Sfântul Toroc Daniel, după numele mitropolitului Daniel al țării românești. Și, desigur, noi am mai adăugat și hramul cuvioasei Parascheva, deoarece acest paraclis este și spațiul liturgic în care se roagă adesea maicile care lucrează aici la ședința patriarhală. Patriarhul României a adresat la final și urări de bine tuturor celor care își serbează onomastica. Paraclisul istoric al reședinței patriarhale a trecut printr-un amplu proces de restaurare și conservare, începând cu anul 2009. Slujba de resfințire a picturii și a catapetezmei a fost oficiată de preafericitul părinte patriarh Daniel, alături de alți ierarhi români și greci, la 22 iulie 2011.